S-au deschis porțile Târgului de Turism Internațional de la București. Sute de participanți din România și nu numai, agenții de turism, hoteluri, pensiuni și-au amenajat standurile la Centrul Expozițional Romexpo și vă așteaptă cu cele mai bune oferte de vacanțe pentru anul acesta. Ați venit la deschiderea oficială a celei de-a 29-a ediție a Târgului de Turism al României. Târgul de Turism al României se află la 29-a ediție. Iată, sunt aproape 15 ani de când organizăm acest târg la Romexpo. În ultimii ani am organizat acest târg în colaborare cu partenerii noștri ANAT, PPTR, ANTREC și OPTBR. Ediția din acest an se bucură de o prezență record de participanți, 275 de companii din România și din străinătate, 180 din România și 75 din străinătate și în același timp o serie de regiuni turistice care se promovează cu ocazia târgului. La deschiderea evenimentului au participat, printre alții, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Corina Martin, și ministrul turismului, Maria Grapini. Îmi face plăcere ca, în numele ANAT și al Federației Asociațiilor de Promovare a Turismului din România, Federația FAP, să vă urez bun venit la Târgul de Turism al României. Noi suntem, alături de colegii mei, președinții patronatelor și federațiilor din turism, coorganizatori alături de Romexpo. Vă invit la standurile agențiilor de turism ANAT, peste 90 de agenții prezente la Târgul de Turism al României. Expozanții prezintă ofertă de vacanță din cele mai variate, atât pentru destinații interne cât și externe. Ministrul turismului a îndemnat la alegerea celor din țara noastră pentru a încuraja turismul românesc. Turismul poate să aducă o contribuție la creșterea PIB-ului României, direct și indirect, și toată lumea trebuie să facă eforturi să promoveze România. Sincer vă spun, am avut foarte multe întâlniri cu asociațiile profesionale din domeniu, sunt foarte multe idei la oameni, chiar astăzi de dimineață m-am întâlnit cu două asociații importante și le mulțumesc, ANTREC și Asociația Celor Mai Frumoase Sate Românești, și am văzut câte idei sunt încă nepuse în practică. Asta îmi dă speranța că avem ce face, avem de lucru împreună, vom fi mai buni, vom fi mai puternici, dacă știm să ne iubim țara și să promovăm ce avem bun. Cei care vor să treacă pragul Târgului de Turism Internațional o pot face până duminică la orele 16. Prețul unui bilet de intrare este de 15 lei.